Astăzi, începând cu ora 12 în piața Decebal, a avut loc prezentarea unei expoziții de tehnică militară cu tehnică de luptă specifică unităților militare. Activitatea s-a încheiat cu festivitatea de retragere cu torțe. Aceste manifestări fac parte dintr-o serie de activități dedicate Zilei Armatei României. Cu ocazia Zilei Armatei României, Regimentul 53 Rachete Antiaeriene Trofeum Traianii din Megidia a organizat o serie de activități dedicate acestui eveniment. Activitățile au fost conduse de comandantul garnizoanei Megidia, colonel dr. Gheorghe Rotariu. Activitatea la care participați, expoziția de tehnică militară, este o manifestare care se încadrează în activitățile pe care le-am organizat cu prilejul aniversării Zilei Armatei 25 octombrie. După această manifestare, ce urmează în cursul acestei zile? Ce surprize ne mai așteaptă, atât pe noi cât pe toți locuitorii Megidiei care astăzi au venit cu mic, cu mare și au vizitat expoziția de armament militar? Expoziție de echipamente militare, care expoziție continuă până în jurul orei 17, în funcție de vreme sperăm să ne ajute, iar începând cu ora 18, de aici, din fața Casei de Cultură a sindicatelor, până la sediul Regimentului 53 Rachete Antiaeriene Trofeum Traianii, va avea loc retragerea cu torțe. În cursul zilei de mâine, ce alte activități se mai așteaptă? În cursul zilei de mâine, la ora 10, la Monumentul Eroilor din fața unității noastre, va avea loc depunerea de coroane și începând cu ora 12 la cimitirul eroilor din localitatea învecinată Megidiei. Și evenimentele se încheie cu balul toamnei? Bineînțeles. Mâine seară, începând cu ora 19, cei care au avut plăcerea să fie alături de noi la acest eveniment, la Cercul Militar, se desfășoară balul toamnei. Aș vrea să le transmiteți ceva tuturor colegilor dumneavoastră cu ocazia Zilei Armatei Române. Deci tuturor militarilor din garnizoana Megidia, a militarilor din Regimentul 53 Rachete Antiaeriene Trofeum Traianii, multă sănătate, fericire, bucurii, îndeplinirea tuturor dorințelor și spor la treabă. Și un mesaj pentru locuitorii orașului Megidia, aș vrea. Ca întotdeauna susțin ideea că și militarii din garnizoana Megidia fac parte din comunitatea localității Megidia. Deci, urări de sănătate și mult succes în activitatea domniilor lor pentru toți cetățenii, un călduros la mulți ani și lor și îi asigurăm că ne vom îndeplini întotdeauna misiunile ce ne vor fi trasate. Cadre militare au fost prezente în dreptul fiecărui echipament militar dispus să acorde informații despre acestea. Este instalația de lansare din cadrul complexului antiaerian COB. Este funcțională? Este funcțională, da. Deci să stăm liniștiți că în cazul izbucnirii unui război avem cu ce ne apăra. Avem cu ce ne apăra. Da? Am văzut că a fost vizitată de foarte mulți copii. Sunt atrași de armată, de armament? Este cea mai impunătoare dintre toate cele prezente astăzi. Bineînțeles, are 3 rachete, după cum puteți observa, ceea ce îi face pe copii să vină, le se pare interesant. E un complex antiaerian destinat pentru nimicirea platformelor antiaeriene care zboară la înălțimi mici, cu lansare directă de pe umăr. Dumneavoastră sunteți camuflat, echipaj de camuflare? Sunt echipat pentru lansare, da? Pentru mascarea mea personală, mă ascund după diferite obiective și în momentul în care am văzut ținta, e pănochire directă. Când am văzut ținta, lansez, se duce singur după căldura de la țintă. Care este scopul unei drone? Execută misiuni de supraveghere aeriană, foarte simplu. Poate executa zboruri preprogramate, pe traiectorii, pe coordonate, execută misiuni în punctul unde destinație execută ce are de executat, ce se spune să facă, supraveghere aeriană în principiu. Printre cei aflați astăzi în piața Decebal pentru a admira echipamentele militare s-au aflat și cadre militare în rezervă, dar și nostalgici care au efectuat stagiul militar obligatoriu. Pentru noi foști militari e interesant, toți ăștia suntem în garnizoană și că o bucurie. E binevenită expoziția? Binevenită, este o fixare a faptului că acest oraș mai are o garnizoană militară,
ceea ce nu se vede în fiecare zi, este o comemorare, o amintire plăcută și puternică a celor care nu mai sunt între noi și a faptelor care au însoțit aceste piese. Pentru noi este învierea unor amintiri puternice. Celor care am făcut armata acum foarte mulți ani în urmă, ne mai aducem aminte de armată și e un lucru chiar îmbucurător. Este foarte bine. Poate cei mai impresionați vizitatori au fost copiii care au dorit să exploreze fiecare echipament în parte. Ai mai văzut până acum un tank? Da. Da? Am văzut că ai intrat acolo înăuntru. Cum a fost înăuntru un tank? Frumos. Frumos? Te faci tankist când o să fii mare? Da. Tancurile te-au impresionat? Da, tancurile îmi plac cel mai mult. Da? Vrei să te faci tankist? Da. Da? Și mitralist. Tu te joci pe calculator, jocuri cu, nu știu, cu lansatoare de rachete, cu tancuri? Da, mă joc. Păi și uite, e vreo diferență, ia uite-te așa pe lângă tine. E vreo diferență între ce vezi acolo și ce vezi în realitate? Da. Da? Da. Ai emoții așa că te afli într-un lansator de rachete? Da. Mâine, 25 octombrie, începând cu ora 9, se va organiza un ceremonial militar și religios la Monumentul Eroilor din Garnizoana Megidia și Cimitirul Internațional de Onoare Mircea cel Bătrân din localitatea Mircea Vodă, care va cuprinde depuneri de coroane de flori la monumentele comemorative, alocuțiuni ale reprezentanților eșaloanelor superioare și ale oficialităților orașului, ceremonial religios și defilarea unui detașament de onoare.